vă prezint și crescătoria mea de zburători. Crescătoria are aproximativ 7 metri lungime, pe 3 metri jumate lățime, 3 compartimente. În primul compartiment sunt masculii, cel de-al doilea compartiment puii, în cel de-al treilea compartiment sunt femelele văduve. Pe fiecare compartiment avem iluminator și aerisire. În compartimentul puilor și în compartimentul femelelor avem și ventilație forțată, adică, cum se poate vedea, sunt ventilatoare care merg continuu, care scoate aerul murdar din crescătorie și lasă aerul curat. Vă salut, dragi curumbofili, bine ați venit pe canalul Turbiță Valentin. Astăzi aș vrea să vă prezint porumbeii care vor fi angajați la maraton, maraton Tocmac. Haideți să-i luăm în ordine așa. În imagine îl avem pe masculul 17-45-36 de 2018. În 2019 ca yearling a zburat două maratoane, ambele maratoane sosit în prima zi, ambele maratoane fiind cu viteze de 900, două maratoane foarte grele. În imagine l-avem pe 17:45:06 de 2018. La fel ca yearling a zburat două maratoane, sosind la ambele maratoane a doua zi dimineața, clasându-le pe amândouă, două maratoane foarte grele, cum am spus, cu viteze de 900. A fost locul 27 pe județ, dacă nu mă înșel, la maraton. El a fost locul 16 pe județ maraton yearling. Aici îl avem pe fratele Gutului și este vorba despre masculul 47046-3 de 2017. El în 2019 n-a jucat maraton pentru că la o etapă de a jucat toate fondurile la o etapă de viteză. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar a venit după 7 sau 8 zile și nu a mai putut să-l mai angajez la maraton pentru că a venit uscat. Deci ei sunt cei trei masculi care vor merge la maraton. Deci masculul din imagine cu masculul de sus de acolo sunt frați, sunt fii din Sara, tata lor este un mascul de Jacques Buvalda. Masculul de aici de sus, ambii părinți sunt de maraton. Acum vedem ce vor face și la această etapă de maraton. Restul porumbeilor care sunt în compartiment, o parte din ei vor merge la fond, vor fi îmbarcați mâine la etapa de fond. O parte din masculi vor rămâne acasă și vor merge la etapa de demi-fond. În continuare vreau să vă prezint și cele două femele care vor merge la maraton. Este vorba despre Argentia din imagine, la bază are Etienne de Vos, și despre femela de 2017 care are la bază Gabi Van den Abel. Este vorba de femela 46-79-38. Deci cele două femele vor merge la maraton. În total voi angaja un numeric de 5 porumbei. Să sperăm că vor sosi toți 5 și vor face rezultate. Eu vă doresc tuturor columbofililor mult succes și să avem un sezon așa cum ne dorim cu toții, un sezon bun. Femelele sunt
motivate, sunt văduve,